felicitări, Andreas, pentru primul tău proiect pe care eu personal, după cum ți-am spus și înainte, l-așteptam de mult. Nu o să mai repet obiectivele, pentru că au fost enunțate de antevorbitorii mei, însă o să te felicit în primul rând pentru curajul de a ieși în față și o să-ți spun câteva puncte forte pe care le-am sesizat în discursul tău și câteva sugestii de îmbunătățire. În primul rând, structura discursului tău a fost foarte clară. Mi-a plăcut că te-ai legat de o pasiune a ta, aceea pentru desenele anime, și ne-ai purtat gradual prin întâmplări din viața ta, comparându-te cu personajele din desenele respective. De asemenea, ai fost foarte relaxat și natural pe durata întregului discurs, chiar dacă tu ai impresia că nu ai fost așa, să știi că din sală s-a văzut total altfel. Așa. Mi-a plăcut că ai folosit autoironie și umorul. Și pe lângă obiectivele pe care tu le aveai de îndeplinit în această seară, ai mers mai departe și ai folosit varietate vocală, inclusiv cu acea discuție pe care ai avut-o cu tatăl tău când ai schimbat dintr-o dată tonul vocii. De asemenea, limbajul corporal te ajuta să livrezi discursul. Acestea sunt lucrurile bonus, care nu erau neapărat nevoie să le folosești, însă mă bucur că le-ai folosit. De asemenea, nu ai folosit notițe foarte, foarte bine și ai folosit inclusiv elemente vizuale ajutătoare, PowerPoint-ul și spre deosebire de alte discursuri, atunci când folosim PowerPoint-ul, avem tendința unii dintre noi să ne întoarcem spre PowerPoint și să uităm de sală. Tu nu ai făcut acest lucru, ceea ce pentru un prim discurs e foarte, foarte bine. Am două sugestii de îmbunătățit. În primul rând, nu te scuza niciodată la începutul discursului. Cu toții avem emoții, nu cred că este cineva care vine în față și spune că nu are emoții, dar, așa cum am spus, nu s-au văzut, în mare parte, ai părut foarte natural și nu era neapărat necesar să te scuzi la începutul discursului. De asemenea, am mai observat că contactul vizual, având în vedere că ai stat destul de multă parte al discursului tău, ai stat în partea aceasta, contactul vizual a fost cu partea stânga sălii și mai puțin cu partea dreaptă. Mi-ar fi plăcut să acoperi sala. Dar, pe ansamblu, după cum am spus, ți-ai atins obiectivele cu succes și aștept cu interes următoarele discursuri și știu că timpul meu a expirat, dar mai vreau să spun un singur lucru. Mă bucur că tu ai descoperit ce-ți place să faci de la viață și anume să fii important. Știu că toți ne-am dorit să descoperim ce ne place, ce vrem de la viață, iar faptul că tu ai reușit să descoperi acest lucru mă bucură. Felicitări încă o dată și mai povestim după.